Reînnoirea jucătorului american de basket Britney Griner a fost condamnată de un tribunal rus timp de 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri, Biden, inacceptabil. Am apelat la Rusia pentru a o elibera imediat. Ora 18:54 de minute, președintele Joe Biden a declarat joi că sentința jucătorului de basket american Britney Griner a fost de 9 ani de închisoare pentru traficul de droguri în Rusia, inacceptabil, și a cerut Moscovei să le elibereze imediat, să îi spună Guardian și CNN. Astăzi, cetățeanul american Britney Griner a primit o pedeapsă cu închisoarea care a reamintit din nou ce știe lumea. Rusia este nedreaptă să le țină pe Britney. El a fost inacceptabil și a apelat la Rusia pentru a le elibera imediat, pentru a putea fi alături de soția sa, cei dragi, prietenii și coechipierii, a spus Biden într-un comunicat. Actualizare ora 18:47 de minute, apărarea Britney Griner a declarat joi că va face apel în numele jucătorului american de basket, care a fost condamnat la 9 ani de către instanța rusă din cauza traficului de droguri, raportând. Reînnoire ora 18:31 de minute, jucătorul de basket american Britney Griner a fost condamnat de o instanță rusă cu 9 ani de închisoare cu o amendă de 1 milion de ruble. Judecătorul Ana Sotnikova din regiunile Khimki, Moscova, CNN și BBC a anunțat joi. Instanța a declarat că a luat în considerare recunoașterea unei părți din greșelile sale, regretul pentru legile derulate, starea de sănătate și activitățile de caritate. Griner a fost găsit vinovat de contrabandă cu droguri, o infracțiune pe care, potrivit judecătorului, a comis-o în mod deliberat. Griner a fost arestat cu mai puțin de un gram de ulei de cannabis în portbagajul pe aeroportul internațional Sheremetyevo din Moscova, pe 17 februarie. El a spus că este o greșeală cinstită, pentru că avea bagaje. Avocatul său susține că, dacă Griner a folosit marihuana medicală, el nu face decât acasă, în Arizona, unde este legal, foarte rar, într-o perioadă scurtă de competiție și sărbători, bazată pe medici pentru dureri puternice cauzate de accidentare sportivă. Medalist dublu de aur la meciul Olimpiadă și a cerut scuze în ultima sa declarație de joi.